Anul 2019 a fost un an foarte bogat în evenimente, iar pentru Chișinău nemijlocit, sigur că alegerile locale au fost decisive. Mă voi referi doar la câteva totaluri pe sfârșit de an și în acest context nu vreau să vorbesc despre nereușitele sau părerea mea subiectivă. Nu voi vorbi despre nereușitele predecesorilor mei, conducători, edili sau adjuncți. Mă voi referi la o lună și jumătate de activitate de atunci, de când oficial am fost numit în funcția de primar general a Chișinăului și mai precis din data de 11 noiembrie 2019. O perioadă relativ scurtă pentru unii, dar destul de mare pentru cei care muncesc zi de zi, o perioadă în care suntem gata să tragem linia pentru acest an și să mergem cu noi obiective pentru anul 2020. Un an care noi considerăm că va fi foarte bogat în evenimente, în acțiuni, în proiecte și programe pe care urmează să le realizăm cu toții. Ce este important și probabil cu ce aș începe este faptul că pentru prima dată, probabil în ultimii 20 de ani, am reușit să construim o echipă aici la primărie. Oameni fără afiliere politică, oameni numiți sau aleși în exclusivitate pe criterii de profesionalism. Oameni care nu doar au fost propuși, dar și au fost votați de către Consiliul Municipal Chișinău, mă refer aici la viceprimarii de ramură, fiecare, după părerea mea, dar și a multor deja colegi și experți, foarte buni pe domeniile lor de competență. Și aici vreau să mulțumesc Consiliul Municipal Chișinău pentru acest suport. Repet, este în premieră când toți patru viceprimari sunt în funcție în ultimii 20 de ani. La fel, vreau să mulțumesc Consiliul Municipal Chișinău pentru majoritatea proiectelor care au fost votate aici, în ședința CMC. Vreau să zic că, deși nu există o coaliție formalizată în Consiliul Municipal Chișinău, marea majoritate a proiectelor au fost aprobate cu prezența tuturor celor din sală. Și pe această cale, absolut fiecare consilier vreau să mulțumesc tuturor partidelor care sunt reprezentate în Consiliul Municipal Chișinău. Vreau să spun că anume acest lucru îl așteaptă oamenii de la noi. Maturitate politică, colegialitate, punctualitate și responsabilitate. Și aici, indiferent din care partid vine unul sau altul, este important ca lucrurile să fie toate încadrate în termenii legali, să fie făcute la timp și să fie făcute de comun. Acest lucru ne l-am propus și sper că în continuare va fi la fel așa. Ceea ce este poate tot în premieră, grație mai multor factori obiectiv sau subiectiv, este faptul că am reușit să construim o colaborare bună, o relație bună între primărie, guvern, parlament și președinție. Sunt proiecte de perspectivă care necesită a fi abordate de toate instituțiile statului, cum ar fi, de exemplu, acel pachet de amendamente pe construcții, cum ar fi centura Chișinăului, cum ar fi implementarea mai multor proiecte de securitate a orașului, dar și organizarea sărbătorilor dedicate în perioada iernii. Eu mă bucur că am reușit să coagulăm eforturile în această privință. Mă bucur foarte mult că pentru prima dată în istoria țării poate nu se umplă cu bradul sau cu trasul plapumii în această privință. Ne-am conjugat toți eforturile, agenții economici, guvern, toți cei care sunt responsabili, primăria și Chișinău arată bine, atât în centru cât și în sectoare.
În această perioadă de iarnă, dar și la sfârșitul lunii noiembrie, am avut mai multe vizite peste hotare. Și aici mă refer la capitalele vecine, București, Kiev, prietenii și capitalele, cum ar fi Moscova, Minsku, cum ar fi Sankt Petersburg sau două orașe mari, Konya și Kocaeli din Turcia. Să știți că în pofida multor lucruri care au apărut în presă despre eventuale cheltuieli, deja avem proiecte care se cifrează la peste 80 de milioane de lei, care au fost confirmate în această privință, și multe alte proiecte care vă vor veni. Aici doar puțină răbdare. Să știți că deja în luna ianuarie avem mulți experți care vor veni la Chișinău să evaluează diferite proiecte, atât pe expertiză cât și pe infrastructură, lucruri pe care să putem să le facem pentru Chișinău ei, pentru întreg municipiu. La fel, pentru prima dată ne-am întâlnit aici, în incinta primăriei municipiului Chișinău, cu oameni care ar putea să ajute primăria, cu oameni care sunt interesați de colaborare. Și dacă se le iau pe rând, atunci este vorba despre ambasadorii care au vizitat primăria municipiului Chișinău și care întrețin o relație foarte bună, foarte constructivă. Cu mulți dintre ei deja am început să discutăm despre diferite proiecte. Vom reveni cu detalii în această privință, dar reamintesc. Însăși mesajul acestor ambasadori a fost că este marea majoritate, 90% pentru prima dată se află sau s-au aflat în clădirea primăriei și au discutat unele sau altele lucruri cu executivul. Pentru prima dată, probabil, am convocat toți donatorii și avem astăzi o colaborare, zic eu, foarte bună. Ne-am propus să creăm un consiliu al donatorilor și o facem în cel mai scurt timp. Eu vreau să le mulțumesc absolut tuturor, Băncii Mondiale, PNUD-ului, USAID-ului, UNICEF-ului, multor altor organizații care au acceptat, poate chiar și pe final de an, să își modifice planurile deja aprobate pentru anul viitor, pentru a încadra mai multe proiecte care țin de consolidarea capacităților primării. Și aici mă refer la analiza funcțională a primării, mă refer la organigrama nouă, mă refer la planurile de dezvoltare primării, începând cu planul de mobilitate urbană, cu proiectele legate de digitalizare, pe care sunt gata să le susțină partenerii noștri de dezvoltare. Vreau să le mulțumesc foarte mult pe această cale și să spun că primăria, executivul, CMC-ul este și va fi un partener credibil în această privință. Ne dorim și obiectivul nostru, unul dintre obiectivele noastre, este să avem o agendă anticorupție foarte bine punctată. Ne dorim ca primăria să devină instituția, poate una dintre cele mai transparente, până la finele anului 2020 și vom depune toate eforturile în această privință. Ne-am întâlnit pentru prima dată cu peste 57 de companii în domeniul tehnologiilor informaționale. A fost creat un consiliu de experți în această privință, ca și inițiativă a celor care vin din domeniul IT. Și deja este în elaborare pe foaia de parcurs. În stadiul de testare a fost lansată aplicația eu.chisinau.md cu două module, modulul de colectare a deșeurilor solide și menajere, unde ne pot raporta cetățenii problemele care se confruntă în municipalitate, dar și cele legate de iluminat. Să știți că în scurt timp, în următoarele luni, vom include absolut toate modulele de interacțiune. Într-o lună de zile ne propunem ca să existe ghișeu unic și deja se lucrează pe aceste module. În ceea ce privește documentația permisivă în domeniul construcțiilor, asta ar însemna intrarea, ieșirea documentelor permisive în această privință. Iar în cel mult jumătate de an, automatizarea proceselor, în așa fel încât oamenii să nu mai participe la procesul doar a deciziilor de eliberare a documentației permisive. Multe alte lucruri din aceste foaie de parcurs vă vom comunica în timpul cel mai apropiat. Pentru prima dată am convocat toți constructorii
importanți, peste 60 de companii și le-am explicat că nu va mai merge așa. Unii înțeleg, alții nu înțeleg, unii se supără, alții ne mai încearcă. Deci, să știți că astăzi nu vom lăsa copiii să rămână fără terenul de joc la Florilor. Terenul până seara urmează să fie instalat. Ieri și agentul economic ne-a spus că va coparticipa, dar și noi nu stăm pe loc, așa că nu putem lăsa copiii să intre în nou an fără un loc de joacă. Dar să știți că în această perioadă au fost sistate lucrările la nouă construcții în diferite sectoare. Chiar dacă unele decizii nu sunt pe plac atât constructorilor, cât și a unor probabil funcționari din primărie care au activat până acum, conducându-se de propriile interese și nu de lege, lucrurile nu vor mai fi tolerate ceea ce se întâmpla până în prezent. Legea va sta în capul mesii și nu va fi haosul care a fost până acum în ceea ce ține de construcții. Mai suntem într-o perioadă dificilă, repet, unii nu ne cred, dar noi vom fi foarte insistenți. Și acolo unde va fi necesar de intervenit foarte dur, vom interveni. Acum suntem nevoiți să facem ordine și să împăcăm toată lumea și pe cei care au cumpărat deja apartamente și oamenii care au drepturi și pe cei locatari care sunt sufocați de aceste constructuri. Și asta pentru că cineva a încălcat anterior legea la greu. Începând cu ziua de astăzi, o să publicăm informațiile cu privire la starea de lucruri în oraș, fiecare dimineață. Iar în situații mai specifice, la o periodicitate anumită. Asta ar însemna să aveți informația deplină în ceea ce ține de dezăpezire, de material antiderapant, de starea drumurilor, trotuarelor, curților intrabloc și reiterez chiar dacă este foarte complicat. Acum mă adresez în primul rând acelor întreprinderi municipale, acelor subdiviziuni. Aveți grijă de oameni. Da, noi coordonăm de foarte devreme lucrurile. Mă refer la ora la care se începe această activitate. 3-4. Și oamenii lucrează în condiții foarte complicate. Cum am zis, este nevoie ca să avem grijă ca acești oameni cât de cât minimul confort să-l aibă. Vor veni mai târziu, când o să începem mai debloca însăși procesul de achiziții publice. De obicei, după 15 ianuarie, să vedem cu ce putem suplimenta în privința tehnicii, pentru că și aici stăm foarte prost, tehnica este învechită, tehnica este insuficientă, dar să știți că există celule de criză în această prezență și aici aș veni cu un mesaj absolut către toți. Haideți să ne unim eforturile. Chișinău este al tuturor. Și agenții economice, și oamenii, și primăria. Obiectivul nostru pentru anul viitor este ca primăria să devină o fabrică mare de servicii calitative. Și noi suntem gata să ne dedicăm atât cât este posibil. 7 zile din săptămână, până la 24 de ore. Dar vom reuși dacă vom fi cu toții uniți. Și asta ne propunem să facem în anul viitor. Pestrez a devenit mai curat, asta ne raportează și oamenii. În curțile blocurilor locuit a devenit mai curat, grație eforturilor comune în această privință. O să facem tot posibil să menținem această curățenie, să disciplinăm pe cei care, eventual, nu prea își doresc să contribuie, deși ar trebui sau au obligațiune. Și mizeria care era pe străzi sau în curțele locurilor de locuit nu mai este tolerabilă, era insuportabilă, deci trebuie cu toții să ne concentrăm. Pe de o parte să păstrăm, pe de altă parte să intervenim atunci când este nevoie. În ceea ce ține de amplasarea gheretelor în oraș, în mai puțin de 3 săptămâni de zile, 191 de gherete au fost evacuate. Marea majoritate
dintre care comercializau ilegal produse din tutun, ceea ce este interzis prin lege, să facă timp de un an de zile acest lucru deja. Fiind preavizați, ei au refuzat să respecte legea. Gheretele nu au fost întoarse și nu se vor întoarce pe străzile capitale. Iar acele cazuri, care sunt unice, vor fi sau sunt deja înlăturate. Mă refer și la cazul Rița, etc. Vor fi scoase toate gheretele care încalcă legea, iar pe viitor vom face un nou concept de amplasare a gheretelor. Este perioada dată de 3 luni de zile în această privință. Oamenii deja s-au apucat de lucru. La fel am dispus să fie înlăturate toate panourile publicitare amplasate ilegal și care trec linia roșii și aici, la fel, vor fi scoase toate care nu se conformează legii. În mai puțin de 10 zile avem 169 de panouri publicitare de diferite dimensiuni înlăturate în toate sectoarele capitale. Acum despre lucruri mai cu zâmbet. Pentru prima dată în istoria municipiului Chișinău am reușit să repartizăm cadouri de Crăciun tuturor copiilor din grădinițele de copii. Să vorbim cu agenții economici ca parcul de distracții din Piața Mare a Dunării Naționale să fie gratuit în anumite ore ale zilei, pentru ca și cei care nu au posibilitatea să poată să beneficieze de aceste lucruri. Iar fotografiile cu Moș Crăciun să fie la fel pe gratis, ca și zâmbetele care pot fi împărțite copiilor. Da, este o primă încercare, dar eu cred că lucrurile prin experiență vor evolua și mai bine la anul viitor. Ce mă bucur este că și agenții economici, de exemplu, Orange Bizconcertul, au cedat peste câteva sute de cei, este vorba de 500 de invitații pentru parcul lor și avem o colaborare bună în această privință cu toată lumea, de bună credință. Pe final de săptămâna trecută a fost aprobat bugetul pentru anul 2020. Proiectul a fost votat cu toți cei prezenți în sala de ședință, 40 de consilieri din 51 și eu încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor. Eu sunt sigur că fiecare alegător care stă în spatele acestor partide, consilieri, anume și acest lucru îl așteaptă. La capitolul venituri avem 4,3 miliarde, la capitolul cheltuieli avem 4,6 miliarde. Banii care sunt alocați sunt structurați după cum urmează. Domeniul social 67%, asta înseamnă învățământ, cultură, protecția sănătății, protecție socială. Gospodărie comunală, transport, drumuri, 29% practic. Investiții și reparații capitale 4%, cheltuieli de întreținere 3,5%. Vreau să știți că suntem în comunicare permanentă cu principalii parteneri în ceea ce ține de finanțarea proiectelor mari de infrastructură. Și aici mă refer la eficiența energetică, care vom începe anul viitor. Apeduct și canalizare, drumuri, dacă ne referim la pachetul 2 BERT, și căutăm acum surse de finanțare și eu cred că vom găsi aceste surse de finanțare pentru procurarea multor mijloace de transport în anul 2020, dar și altor proiecte de infrastructură, și aici mă refer la Albișoara Mesager, Mircea cel Bătrân Bucovinei până la Arenă, Transnistria Industrială Bâcului, dar și multe alte proiecte. Eu mă bucur că toți consilierii și-au dedicat și-au muncit, dacă ați văzut, câteodată până după 20.00, ca aceste lucruri să fie posibile. Și mă bucur că activitatea municipiului nu va fi blocată și vom putea realiza toate proiectele pe care le-am propus, de la infrastructură, capitalei, până la modernizarea orașului, precum și implementarea proiectelor social-culturale. Le mulțumesc încă o dată fiecărui consilier. Pentru anul 2020 avem multe lucruri și proiecte de implementat, toate menite să dezvolte infrastructura municipiului, dar și să îmbunătățească serviciile prestate de către administrația publică locală. Am zis transparența, este
unul dintre pilonii pe care ne vom conduce, programele anticorupției la fel. Și aici, despre ceea ce am vorbit deja, foaia de parcurs pe digitalizarea serviciilor municipalității este una ca și prioritate. Dacă este să ne referim la proiectele de infrastructură, atunci vom repara integral străzile 31 august Ion Creangă, Tighina, vom începe lucrările de proiectare pe Mesager Bucovinii, Transnistrii Industriale Băcului, vom începe reparația capitală a podului Mihai Viteazu, vom avea un program separat pentru reparația și întreținerea infrastructurii căilor de comunicații, căilor de acces în nemijlocit cursele blocurilor de locuit. Evident, sistematizarea și securitatea circulației rutiere, salubrizarea străzilor, menținerea curățenii, reabilitarea mai multor parcuri, continuarea intervenției pe Valea Trandafirilor, Parcul Alunealu, Parcul la Izvor, să fie frumos. Avem priorități foarte clare, iar acum și parteneri care vor să ne ajute în această privință. Modernizarea intersecțiilor, întreținerea și totodată căutarea surselor financiare suplimentare pentru reparația capitală a podurilor din strada Ismail și Grigore Vieru, reabilitarea infrastructurii pietonale, modernizarea transportului public și completarea parcului de autobuze. Am câteva idei aici, o să revenim cu ele. Nu vrem să procurăm 5 sau 10 autobuse, vrem să avem o intervenție foarte serioasă în această privință pentru a trece la soluționarea complexă a problemei legate, în primul rând, de trafic, de confortul transportului urban, de conexiunile care sunt în mijlocit, atât cu suburbiile, capitale, cât și în interiorul orașului. Evident că vom continua cu infrastructura curților blocurilor locuite și aici mă refer la construirea, continuarea terenurilor de joacă pentru copii, amenajarea stadionelor, renovarea și modernizarea ascensoarelor, instalarea băncilor noi în curți, reparații capitale a tehnicii specializate și multe, multe, multe altele. La fel ne propunem să reparăm o bună parte din subteranele din capitală pe baza creierii unui fond de dezvoltare a Chișinăului, despre care vom vorbi în cel mai scurt timp, probabil cu minimă implicare de la bugetul de stat sau bugetul municipal, dar conceptul și fondului de dezvoltare a Chișinăului, dar și cum vom interveni în această privință cu potențialii parteneri, agenții economici. În cel mai scurt timp vom reveni cu detalii. Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive în construcții va fi la fel o prioritate. Am vorbit despre cum se va realiza acest lucru. Să știți că avem o echipă foarte bună care muncește în această direcție. Și foarte mulți agenți economici specializați care sunt gata să ne ajute. Dar și parteneri care tot sunt gata să ne ajute. Un lucru foarte important, o să repet, este lupta cu corupția. Și am început aceste discuții cu Centrul Național Anticorupție, lansarea liniei anticorupție. Avem probleme de la grădinițe, școli și până la cabinetele primării. Noi trebuie să facem regulă și vom face această regulă. Mai încet, mai repede, dar să știți că e o prioritate pentru noi. La fel, urmează să constituim un grup la nivel de Parlament, Guvern și organele de drept, împreună cu primărie, pentru amendarea cadrului legal și pentru intervenții mai eficiente în această privință. Ne dorim un oraș pentru oameni. Un oraș în care să fim uniți pentru scopurile de bază. Confort, siguranță, un oraș verde, un oraș sigur pentru fiecare. Și eu știu că aveam mult de muncit. Dar noi suntem gata să depunem toate eforturile în această privință.
Și pe final, ca să nu vă rețin foarte mult, așa am zis că nu vreau să petreceți chiar tot timpul aici la primărie astăzi. Aș vrea să felicit toți locuitorii municipiului Chișinău cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Sărbătorile de iarnă sunt cele care le petrecem de obicei în familie. Oamenii își găsesc refugiu, își găsesc bucuriile. Sunt clipile pe care le împărțim împreună cu oamenii cei dragi, cu oamenii care ne sunt foarte apropiați, mai ales copii, nepoți. Sunt sărbători așteptate pentru a trage linie și pentru a începe un an nou. Ca de obicei, foarte multă lume, pe final, își evaluează agenda, își trece în revistă activitatea și începe a planifica anul nou. Și eu vă doresc să fie un an nou plin de realizări, un an nou mult mai bun decât cel care a fost, un an nou cu obiective trasate personale, de carieră și realizate pe parcursul anului care vine. Un an nou cu împliniri și vise, un an nou în care să aveți parte doar de bucurii din partea celor dragi vouă, să vă fie sănătoși toți cei pe care îi iubiți și la mai mult ceva mai. Noi în acest an ne propunem proiecte ambițioase și nu doar ne propunem, dar și le vom realiza. Și știu că acest lucru este posibil cu maximă eficiență să fie făcut doar dacă ne vom meni absolut toți eforturile. Locuitorii municipiului Chișinău, partenerii, donatorii, agenții economici, primăria municipiului Chișinău. Vă spun toate frumoase și bune și ne revedem, cred că, seara în piață, iar cine nu reușește să ajungă, deja în noul an. Nu am văzut în planul de dumneavoastră pentru anul viitor stația de epurare. Știam că o echipă de experți face o expertiză la ce se întâmplă acolo, pentru că știm că este o problemă. Când o veți rezolva? Bă, da, este. Ideea este că noi avem un proiect cu companii, din un consorțiu de fapt de companii, care stagnează. Ceea ce am făcut noi până în prezent este că am permis mai multor organizații, țări, companii mari, să facă evaluarea pe cont propriu. Și aici pot să vă spun, din Rusia, din Turcia, din Spania, Germania, alte companii, Polonia, a manifestat interes. Sunt două opțiuni foarte clare. Ori se continuă pe proiectul ăsta, care este și care este în întârziere foarte mare, cu angajamente depășite de timp, depășite de resursele financiare, după părerea noastră, ori o să revedem absolut în această perspectivă politică care va fi adoptată în cel mai scurt timp. Vreau să vedem toate opțiunile posibile, toate scenariile posibile. Unii spun că ar trebui să fie stații de tip închis, alții spun că trebuie să se continue cu proiectul existent, doar că trebuie modernizat, ceva acolo. Deci, planificăm în luna ianuarie să ne dedicăm acestui subiect, ca și altor subiecte și proiecte mari, cum ar fi stații de colectare și prelucrare a deșeurilor. Nu este vorba de ardere, încă o dată, repet, pentru că și aici avem peste 7 țări care și-au manifestat interesul. Mai mult decât atât, în baza unor proiecte investiționale, deci nu proiecte care sunt în bază de credit. În cazul în care dumneavoastră revedeți proiectul, finanțarea de la partenerii internaționali trebuie reluat, trebuie mult făcut licitație sau prin... Există diferite instrumente financiare. Da. Acum suntem într-un proiect în bază de credit. Și trebuie să evaluăm capacitățile. Dacă vedem că lucrurile nu merg, și asta o constată și colegii noștri, atunci, dacă nu merge ceva, trebuie să schimbăm ceva.
Iată, trebuie să avem opțiunea finală, pe care sper eu să avem până la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, iar instrumentele de finanțare sunt diferite. Începem cu investiții potențiale și finalizăm cu credite în baza celor care există sau pe vederea licitațiilor. Vă vom comunica atunci când vom fi determinați și clarificați pe intern cu opțiunile care ar putea să le avem. Despre bugetul municipal, am văzut în programul dumneavoastră electoral că era un punct care prevedea acordarea de mijloace financiare în ajun de sărbători persoanelor cu venituri mici, mai exact cam 80.000 de persoane. Asta era în programul electoral. Rămas. În acesta, câți oameni au primit astfel de ajutor? Aproximativ 70.000 de persoane și noi am zis că o să majorăm acest număr cu respectiva cifră și cam așa o și-am planificat. Au primit ajutor, nu știu, bănesc? Da, ajutor bănesc. Valoare? Păi sunt diferite. Dacă înainte de Paște 100 de lei, dacă înainte de Crăciun tot așa. Și tot în programul dumneavoastră electoral era acordarea unui suplament la pensie de 100 de lei. Da. În acest an, în anul viitor, de fapt, 2020, o să primească? Am zis, acolo avem câteva opțiuni pentru aceste intervenții. Începând cu majorarea suportului pentru perioada rece anului, dar aici trebuie să facem reacul în ceea ce ține nimeșlicit de procedură. Pentru că am zis că vrem să digitalizăm, să scoatem de fapt, din acest circuit, oameni care nu ar trebui să beneficieze, că sunt de asta. Ținând cont de faptul că trebuie să îmblătim la diferite instanțe, să aducă foarte multe documente. Odată ce o să facem această analiză de capacitate, o să revenim. Exact în aceeași privință este abordarea noastră cu acest suport pentru pensionari. O să vedem unde ne putem coagula eforturile cu guvernul și vom interveni. Și ultima întrebare, cum se înțelege? Ieri, care au fost rezultatele negocierilor? Noi am discutat, am zis că le dăm o scrisoare de garanție, vor o scrisoare de garanție pentru faptul că avem intervenții financiare pentru finalizarea stației de prelucrare a ficatului. Noi avem acești bani planificați. Le-am zis că toată garanția este bugetul municipal. În fine, au nevoie de scrisoare de garanție, o să le dăm scrisoarea de garanție. Ideea este că Consiliul nu se poate convoca azi sau mâine, probabil, sunt sărbători. Și au nevoie de până la convocarea acestei. Dar mâine o să putem duce de noi? Eu cred că nu să gestionăm această situație. Una dintre promisiunile noastre electorale era legată de parcări. Da. Și parcări supraetajate, parcarea în locul unde acum este piața centrală, n-ați pomenit. Avem aproximativ 3 săptămâni de zile în care o să definitivăm conceptul. Sau noi am început discuția. Ideea este ca și pe, nu pe piața centrală, dar unde este gara autocentrală, să avem locuri de parcare. Asta ar însemna că ar trebui cel puțin să avem o intervenție pentru ca autobusele mari. Vă deschid paranteză. Nu vroiam până nu este definitivat conceptul. Da, dacă vreți opinia mea. Autobuzele mari să fie duse gara de sud, gara de nord, iar de acolo să avem transport gratuit pentru a conecta cu piața centrală Romaniei. Este definitivat acest concept, vedem când putem începe. La fel, în ceea ce ține de alte locuri care trebuie să fie identificate, am dispus ca într-un termen foarte restrâns. De exemplu, ideea de parcare multietajată în spatele guvernului, dar trebuie să vedem dacă condițiile ne oferă toate opțiunile tehnice pentru realizare. E evident pe drumurile periferice, nu pe cele magistrale, lucrăm în această direcție. Dar facem să alocați în buget? Să înțelegem tot, dacă va fi posibil sau? Va fi posibil. Banii au fost alocați în buget? Va fi posibil. Avem alocați suficienți bani pentru infrastructură. Nu pentru parcare. Asta dumneavoastră ați dedus. O să studiez. Bine, studiați. Altă întrebare, iar dumneavoastră ați spus de fapt că ați creat o echipă, ați consolidat o echipă aici la primărie. Mă referiți la echipa cu care lucrați dumneavoastră în nemijlocit, pentru că din ceea ce vedem, concursul nu prea s-a organizat. Am văzut, dacă mă greșesc, unul sau două concursuri între timp de când astăzi sunteți la primărie și aparatul primăriei este același. Deci,
Dacă este să vorbim despre oameni, începem cu viceprimarii, cabinetul primarului, după care vedem ce se întâmplă la direcții, subdiviziuni. O să organizăm concursul. Eu v-am spus că pentru funcțiile de conducere, acolo unde este prevăzut de lege să fie concurs public, va fi concurs public. Eu mă bucur foarte mult că doamna Dogotară Sultana, care are despre care este o opinie foarte bună în societate ca specialist, a ajuns în fruntea unei direcții care este una foarte complicată. Și știu că are de muncit foarte mult. Eu urez succes. Oamenii așteaptă ca la direcția arhitectură, într-adevăr, să fie regulă. Veți vedea că și pe alte demisiuni vom interveni. Repet, pentru noi este importantă definitivarea analizii funcționale pentru organigramă, pentru... Doar noi nu înlocuim oamenii sau de dragul înlocuitului. Pentru noi este important ca persoana să se află în funcția potrivită, conform competențelor, conform indicatorilor de performanță. Și aici vom face evaluările în scurt timp. Unde este când revine? Pe 11 ianuarie revine. Să știți că deja avem foarte multe planuri definitivate cu dumneavoastră. Pe 11 ianuarie va fi în țară. Revenind la subiectul cu organizarea, spus că veți discuta. Cu cine veți discuta? Ieri am discutat cu primarul. Colegii mei, dar și Ministerul de Resort au discutat și cu consilieri. S-au întâlnit și cu oamenii de acolo. Pe partea de angajamente, noi ne realizăm integral. Așa că vom trăi și vom vedea. Este riscul ca mâine să ne rezolvăm și noi, nu mai vom începe? Am spus că o să gestionăm această situație. Cum? O să gestionăm. Ne spuneți și noastră și nouă niște pași concreți. Păi vă spun că o să gestionăm. Suficient. Ați promis 20 de grădinițe la campania electorală. Probabil în timpul celor 4 ani, la anul viitor, câte să ne deschide? Lucrăm în această privință. Sunt două concepte pe care le abordăm, unul în bază de instituții care există, ca să nu cheltuim bani mai mulți, deci după exemplu Kiril și Metodiu. Asta ar însemna că în incinta școlii avem anexele, cele care sunt incomplete, să le modernizăm, să facem bine ele grădinițe. O să vă spun în foarte scurt timp, facem evaluările inclusiv financiare pe această parte, dar și conceptuale. Aveți în acest an 2019 care a trecut regrete sau lucruri pe care ați fi vrut să le faceți dacă nu și care sunt? Deci, nu, haideți că nu. A fost un an bun pentru dumneavoastră? A fost un an plin pentru mine. Regretul singur este că nu reușesc suficient timp să dedic familiei. Punct. Apropo, unde veți petrece sărbătorile de iarnă? De obicei le petrecem în familie. În Chișinău sau plecați de la vacanță? Să fiu în Chișinău. Și pentru masa de sărbătoare, cam ce puteți? Poftim? Pentru masa de sărbătoare, dacă e sincer să fiu, plecăm de obicei la unii părinți, după care la alții părinți. Iar când ajungem acasă, deja nu mai e nevoie de masă de sărbătoare. Și ce vă doriți în urmă? Îmi doresc ca toți să fie sănătoși, în primul rând. Doresc ca mamă să fie un pic mai bun decât cel care a fost. Împlinirea și realizarea tuturor celor propuse. Ca și toți noi, ca și toți noi. Vă rog, trecută spuneați că urmează să prezinte următoarele două construcții care au fost sistate. Am făcut această statistică. Probabil că ați venit mai târziu. Sunt 191 de gherete evacuate, 169 de panouri. Deci, înlăturate, publicitare de diferite dimensiuni. Sunt nouă construcții oprite, continuăm, mai au niște timp acolo, au zis că e nevoie. Aștept aceste informații suplimentare de la prieteni. Vom acționa, pe pace. În 2020, cum România va lucra echipa primăriei să pleacă, totuși? Poftim? În 2020. Terminăm această analiză funcțională, repet, noi trebuie să înțelegem pentru noi. Cine vrem să fie sub o umbrelă, ce vrem referitor la spațiile care sunt eventual eliberate, că avem foarte multe spații prin oraș.
în zona de centru, ce facem cu arhiva, cum avem fluxurile informaționale. Odată ce terminăm toate aceste lucruri, o să vă comunicăm cum acționăm în continuare. Vă mulțumesc mult și veniți seara la concert, o să fie foarte frumos în Piața Mare de Mărăția.